Bună ziua, toată lumea! Astăzi vreau să spun ceva foarte serios. Nu este legătură de niciun joc, de niciun nimic. A început să apară în România. Adică n-a apărut prima dată în România, prima dată în China. În... Stați. Cred că ați auzit de coronavirus acum, în populația la asta. Păi... Era un copil, un copil care era la un liceu, devenise înapoi în țară, că terminase liceul. A început să... a luat un virus, că era... că liceul lui trebuia să fie în centrul orașului din China, că nu putea să fie unde altceva. Și a venit înapoi cu un virus foarte puternic, extrem de puternic, numit coronavirus. Acesta este coronavirus. Și ce să mai mă spun? Păi, coronavirus mai întâi începe cu... Dacă ai prins coronavirus, pă, ai berit-o. În 7 zile ești mort. Papa, la revedere, sărută-ți frații, sărută-ți mamele, tatele, tă, și gata, te-ai dus. Asta-i viața. Adică, eu nu vreau să spun că e ceva simplu. Asta chiar e grav și... Toți ar trebui să stăm în case, să ne luăm măști dacă ieșim pe afară, să fim foarte cauci, să fim foarte atenți. Că această boală, mai întâi începe cu o tuse. Nu, eu nu am corona, că a spus că mai, dacă e, mai ai și febră și febră musculară. Eu n-am nicio febră musculară, că pot să mă mișc acum și n-am nicio febră, că am fost azi la doctor, a spus că n-am nicio febră, mai mult sunt rece. Adică la o temperatură normală. Cum ar trebui să stau. Iar această boală concidioasă, cum s-ar spune, deja a afectat 2744 de oameni, 7 zile... E vai de capul lor, săraci oameni doar s-au dus să-și facă treburile și uite așa începe război mondial al treilea cu boala, o boală, o ieșire de boală în asta și așa începe. Sfârșirea lumii, poate, poate nu, să sperăm că nu, dar dacă e, să facem cât mai bine pe pământul ăsta ca să nu intrăm în iad și să mergem în rai. Că dacă intrăm în ispită, ne-am dus calea, la calea greșită. Și în fine, ce să mai mă spun? Dacă voi ieși citiți acum, puneți pauză sau căutați și voi. Căutați și aici. În ce dată a fost asta? Ianuarie 27-2020. Deja a început anul cu obelea. Adică azi. Adică azi, ești nebun? Auleu, este mă. Să văd dacă e pe YouTube, că dacă e pe YouTube, da, înseamnă că am bilitul toți. Da, eu dacă am coronavirus, mă duc direct, îmi fac injecție, orice ar trebui să-mi fac. Să nu mor. O să trec prin niște greutăți dacă am corona. Eu vă recomand, dacă vreți să ieșiți afară, luați-vă măști de la spital, spălați-vă pe mâini. Că dacă, de exemplu, corona s-a pus pe ceva, voi o luați. Uite, așa cu mâna vă, așa. Și așa, v-ați zis. Ana, du-te în casă, că vin și eu imediat la tine. N-am, nu e tusea atât de tare a mea. Am spus că tusea e foarte tare. Nu, l-am găsit niște... Aolea. Eu am altfel, dar asta e gripă. Asta nu e virus. Am legat o iritație puțină. Și la nas, când a spus așa.
Da, deci am belit-o toți. Nu mai China. Bravo China. Ce să spun și eu acum? Păi, sper că o să aveți grijă de voi. La revedere. Dacă eu mor, nu știu ce să mai vă spun. Poate mor, ne știu unde nimeni, dar de familie, mă îngroapă și gata. Asta e ciclul vieții. Te faci bătrân, mori și după aceea te duci la Dumnezeu și începe o viață nouă. La a doua viață, poate tu ești un cățel. Poate ești un animal, poate ești ceva. Păi, la revedere, oameni buni.